Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Strugurii fără semințe sunt tot mai solicitați pe piețele externe. Astfel, viticultorii moldoveni trebuie să-și diversifice spectrul de soiuri pe care le cresc. În Moldova ar urma să înceapă deconectările de la energie electrică. Sectorul electroenergetic al țării se află în prezent într-o situație deosebit de complicată. Sfârșitul de săptămână debutează cu vreme puțin mai caldă decât cea înregistrată în ultimele zile, precum și stabilă atmosferic, informează meteorologii. Strugurii fără semințe sunt tot mai solicitați pe piețele externe. Astfel, viticultorii moldoveni trebuie să-și diversifice spectrul de soiuri de struguri pe care îi cresc conform cerințelor consumatorilor pentru a diversifica piețele de export și a obține un profit mai mare. Mai ales că cu ajutorul Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, agricultorii o pot face mai simplu înființând noi plantații. Asta pentru că acesta deține dreptul de autor pentru mai multe soiuri testate de-a lungul anilor în diferite regiuni ale Republicii Moldova. Din păcate, noi avem prea puține suprafețe, chiar să asigurăm piața locală cu struguri de fără semințe. Avem destule soiuri ca să încercăm să alegem câteva din ele și să le propunem producătorilor, începând cu primăvara anului viitor, să înființeze plantații de aceste soiuri, fiindcă vor avea șansă să vândă strugurii mai bine, din mai multe considerente. Diversificarea soiurilor de struguri necesită atât resurse financiare cât și timp, iar dacă antreprenorii dispun de aceste două criterii, roadele nu vor întârzia să aducă profit. Luând în considerație că dacă un viticultor decide să-și diversifice soiurile de viță de vie, acest lucru necesită atât timp cât și investiții. Peste cât timp acest lucru îi va aduce profit? La al patrulea an, primii struguri posibil la al treilea, la al patrulea intră în normalitate, la cinci producția completă. Care sunt cele mai solicitate soiuri de struguri pe piața externă pe care îi creștem în Republica Moldova? Deocamdată soiul Moldova. Soiurile apireene de viță de vie sunt testate la condițiile climatice caracteristice țării noastre, atât cele moldovenești cât și cele aduse de peste hotare. Prin intermediul proiectului am făcut mai multe loturi demonstrative în diferite regiuni ale Republicii Moldova, regiuni care produc struguri de masă, deci unde am implementat și am demonstrat că producerea strugurilor de masă pe sistem intensiv tip percolă sau gable este posibil. Deci deja au trecut mai mult de 5 ani de la înființarea primei plantații. Am obținut rezultate foarte bune. Paralel am importat sau am adus din diferite țări, inclusiv Statele Unite, soiuri cu rezistență sporită la geruri, care să le testăm în condițiile noastre, să vedem ce ne pot oferi ca marfă, ca struguri marfă. Cum considerați, de ce este necesar ca să diversificăm soiurile de struguri? Este necesar fiindcă diversificarea soiurilor, și anume să începem a cultiva și alte soiuri și în special apireene, fiindcă aceasta ne cere piața. Spuneți-mi, vă rog, care sunt piețele de desfacere pentru soiurile apireene din Republica Moldova? Se vând în România, în Germania. Iar vă spuneam anterior că noi prin intermediul proiectului asistăm și ajutăm producătorii, exportatorii să-și diversifice și piețele și mai mult ne orientăm la piețele Uniunii Europene. Sunt competitivi strugurii din Republica Moldova pe piața din UE? Cred că ar trebui să mai lucrăm în ceea ce ține la calitate. Și
și aș spune și la ambalaj. Adică noi trebuie să ne învățăm să împachetăm frumos strugurii noștri, fiindcă așa cum facem, cum au mers ei pe piețele tradiționale Rusia, Belorusia, împachetați în vrac, piața Europei nu acceptă. Tudor Zmeu, viticultor din satul Roșcani, Anenii Noi, spune că diversificarea soiurilor de struguri are perspective și este gata să investească în ea. Luați în calcul o diversificare a soiurilor de struguri în viitorul apropiat, luând în considerație că acest lucru necesită timp și investiții? Planificăm în următorii ani să înființăm o plantație pe un soi nou, Kishmishul Cistei, pentru că el este un soi de perspectivă. Ministerul Agriculturii prognozează că producția totală de struguri poate fi în acest an de 520.000 de tone de struguri, în creștere față de cele 490.000 de tone de anul trecut. Recolta se împarte aproape egal în struguri de masă și struguri din soiuri tehnice pentru producția de vin. În Moldova ar urma să înceapă deconectările de la energia electrică. Potrivit unui comunicat emis în acest sens de premier Energy, sectorul electroenergetic al țării se află în prezent într-o situație deosebit de complicată. Sistarea începând cu 11 octombrie a exportului de energie electrică din Ucraina a anulat pe motiv de forță majoră contractele care acopereau aproximativ 30% din cantitatea necesară zilnic consumatorilor noștri, iar importurile din România acoperă doar o parte din deficitul respectiv, informează premier Energy. În această situație, practic zilnic, Energocom semnalează despre existența deficitului de energie electrică, în special în orele de vârf. Mai exact, pentru vineri, furnizorul central de energie electrică a informat premier Energy despre existența unui deficit de energie de 284 de MWh. În această situație critică din cauza deficitului de putere în condițiile stării de alertă în sectorul electroenergetic instituită de Comisia Situației Excepționale, Premier Energy poate primi comanda de limitare a consumului până la volumele acoperite de contracte prin deconectarea de la rețea unor categorii de consumatori aplicând deconectările în evantai. În acest caz, consumatorii vor fi informați prin intermediul canalelor de comunicare ale companiei sau de administrațiile publice locale, Premier Energy îndemnând populația să raționalizeze consumul de energie, în special între orele 6:10 și 18:23. Moldova Gaz informează consumatorii finali despre expirarea termenului limite de achitare a facturilor de plată emisă pentru luna septembrie, și anume data de 20 octombrie. Astfel, conform situației la 19 octombrie, datoria consumatorilor se cifrează la suma de aproximativ 170 de milioane de lei, dintre care peste 110 milioane de lei vizează consumatorii casnici și circa 60 de milioane consumatorii non-casnici, se mai arată în comunicatul emis de compania energetică. În acest sens, în scopul asigurării funcționării continuă a sistemului de gaze naturale al țării și totodată neadmiterii majorării soldului datoriei consumatorilor, Moldova Gaz dispune de conectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor debitori. Trebuie de menționat că furnizarea gazelor naturale va fi reluată după achitarea integrală a plății datorate și a tarifului pentru reconectare. Concomitent, cu scopul evitării acumulării datoriei pentru gaze naturale consumate, consumatorul casnic respectiv va achita plata preventivă pentru consumul gazelor naturale până la 12 luni. Prin urmare, Moldova Gaz solicită repetat stingerea urgentă a restanței pentru gazele naturale furnizate. O nouă publicație intitulată Recomandări privind producerea durabilă a culturilor în sistem ecologic în Republica Moldova a fost elaborată în 2022 în cadrul proiectului Suport Instituțional pentru Agricultura Ecologică din Republica Moldova, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de Institutul Central pentru Supraveghere și Testare în Agricultură. Publicația oferă informații generale pentru o mai bună înțelegere a principiilor de bază ale producerii ecologice durabile.
durabile. În opinia autorilor, agricultura ecologică controlată reprezintă cea mai complexă și potrivită soluție la multiplele probleme cu care se confruntă în ultimii ani agricultura lumii în contextul schimbărilor climatice. În lucrare sunt prezentate o serie de practici folosite cu succes la nivel mondial și care au menirea de a ajuta fermierii din țara noastră să facă față pe termen lung unor provocări cum sunt seceta, eroziunea și compactarea solului. O mare parte a acestei publicații se axează pe evaluarea și stimularea sănătății solului. Versiunea electronică a lucrării poate fi găsită pe site-ul mofca.md la rubrica publicații. Costul unui litru de motorină și benzină de pe piața produselor petroliere din Moldova va scădea numai cu câțiva bani și în următoarele 3 zile, anunță Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Astfel, potrivit ANRE, sâmbătă, duminică și luni, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 25 de lei și 9 bani, un preț cu 2 bani mai mic față de cel afișat vineri. Motorina standard pe 22, 23 și 24 octombrie va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 28 de lei și 73 de bani per litru, cu 11 bani mai puțin decât în ultimele 24 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de toamna trecută cu 5 lei și 23 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 10 lei și 53 de bani per litru în cazul motorinei standard. Șoseaua de centură a orașului Comrat a fost deschisă oficial. Aceasta înseamnă că transportul de mărfuri nu va mai traversa municipiul Comrat, iar vehiculele vor putea merge cu o viteză mai mare în drum spre sudul țării. Drumul are 5 sensuri giratorii, 5 poduri și un pasaj peste cale ferată. Construcția a început în anul 2019 și are o valoare de 29,4 milioane de euro, bani împrumutați de guvern de la Banca Europeană de Investiții. Grație lor ne simțim mai în siguranță. Ne veghează hotarele non-stop, au grijă cine intră sau iese din țară, dar și ce mărfuri trec hotarele Republicii Moldova. Sunt ei polițiștii de frontieră, iar pentru ca munca lor să fie mai sigură și mai ușoară, Uniunea Europeană le-a oferit auto speciale moderne, bărci pe perne de aer, dar și aparate de urmărire în valoare de câteva milioane de euro, relatează Nord News. Polițiștii de la punctul de trecere Otaci spun că tehnica de ultimă generație le facilitează procesul de supraveghere a hotarelor țării. La acest sector muncesc 150 de persoane. Perioada anului 2022 a fost primit mai multe loturi în calitate de donații, care reprezintă mijloace de transport de teren, de model Toyota Hilux, Ford Ranger, Toyota Land Cruiser 78, la fel și Dacia Duster. Am primit și niște embarcațiuni de model wellboat, la fel și un aparat de zbor pilotat de la distanță, drone. Din cauza războiului ruso-ucrainean de la începutul acestui an, deja 740 de persoane au încercat să traverseze ilegal frontiera de stat. Stația mobilă de supraveghere a fost de mare ajutor. Termocamera din dotare poate detecta orice obiect pe o rază de aproximativ 20 de kilometri. Imediată camera, ona predназначена для дневного видения и для ночного. Она увеличивает, она приближает, она фотографирует, она делает видео, фото, все сохраняется. Iar grație dronei din dotare, verificarea unui sector pe o distanță de 10 km durează doar 20 de minute. Anterior în acest proces erau antrenați câte 6 angajați. Utilizarea dronei permite verificarea în mod operativ a unui sector accidentat, unde accesul pentru mijloace de transport este dificil sau este nevoie de deplasare pedestră și verificare minuțioasă a unui sector al frontierei de stat.
Clofel permite înregistrarea foto-video, care ulterior pot fi utilizate ca dovadă în instanță de judecată. Cazurile de contrabandă sunt ușor de depistat cu ajutorul endoscopului și al unui scanner portabil. Nimeni nu va putea introduce în țară substanțe narcotice, arme sau obiecte interzise. Aici avem un endoscop care ne permite să verificăm mijlocul de transport în locurile greu accesibile, care cu mâine nu putem verifica, dar se află cameră și introducem în locul acela. Să nu fie ascuns careva obiecte, el verifică diferența dintre păreți și dacă se află vreun obiect ceva ascuns sau ceva, el ne arată. Aici avem ecran unde ne arată toate acțiunile care le facem. Moldova cooperează și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Serviciul de Poliție al Uniunii Europene Europol, care este angajat în lupta împotriva crimei internaționale organizate în 27 de țări. Если у нас возникают какие-то проблемы с пересечением границы с каким-то гражданином, который нам кажется подозрительным, мы сразу отправляем данные в ЕУПОЛ. В течение 10-15 минут нам приходит ответ по этому гражданину, какие у него есть нарушения по всей Европе. Deși verificarea minuțioasă a unui vehicul poate dura mai mult timp, șoferii disciplinați spun că nu sunt deranjați. Если что нарушает, пусть их ищут, вылавливают. Если мы ничего не возим, мы не боимся. Пусть смотрят машину хоть каждый день. Мы не обижаемся. Это работа таможни. Надо. Сколько надо, столько будем стоять. Iar polițiștii de la punctul de trecere Costești-Stânca mânuiesc cu fermitate volanul bărcilor pe perne de aer obținute grație Uniunii Europene și Organizații Internaționale pentru Migrație din Moldova. Bărcile pe perne de aer ajută polițiștii de frontieră să intervină prompt în cazul unor incidente la frontieră. Constantin Siric activează în cadrul Poliției de Frontieră de aproape 20 de ani și este unul din cei 14 polițiști de frontieră care au fost instruiți cum să conducă cu o barcă aeroglisantă. Poliția de frontieră a primit două îmbarcățiuni pe perne de aer în valoarea peste 126.000 de euro. Bărcile au fost donate în cadrul proiectului Uniunii Europene pentru asigurarea frontierei de stat. Poliția de frontieră a Republicii Moldova primește ajutor din partea Uniunii Europene încă din anul 2001. În nordul Moldovei există 11 sectoare ale Poliției de Frontieră. Doar pe parcursul anului curent acestea au primit din partea UE 12 automobile, 5 bărci, 3 sisteme mobile de supraveghere a frontierei și zeci de binocluri, camere termice, portabile și alte echipamente de supraveghere video pe timp de noapte. Tot mai multe tăieri ilicite de arbori din păduri și fâșii forestiere pe măsură ce vremea se răcește. Inspectoratul pentru Protecția Mediului din raionul Lova a efectuat un control inopinat în regiunea traseului R34 Lova-Cantemir. Inspectorii de medie au depistat și constatat defrișări ilicite în fondul forestier a ocolului Silvic Lova, întreprinderea pentru silvicultură Iargara. Au fost defrișați 122 de arbori de diferite specii, cauzând prejudiciu mediului în valoare de 4 de lei. Autorii faptei au fost depistați și urmează a fi sancționați contravențional conform prevederilor codului contravențional. Inspectoratul pentru Protecția Mediului solicită cetățenilor care sunt martorii unor defrișări ilegale de arbori să apeleze la serviciul de urgență 112. Centrala de la Cuciurgan nu va putea să-și onoreze pe deplin obligațiile contractuale cu privire la asigurarea malului drept al Nistrului cu energie electrică. Asta după ce liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a instituit stare de urgență în economie în regiunea transnistreană din cauza reducerilor cu 30% în luna octombrie, respectiv cu 40% în luna noiembrie, a livrărilor de gaze de către Gazprom. Potrivit lui, administrația de la Tiraspol a decis ca prioritate numărul 1 pentru
pentru malul stâng al Nistrului va fi asigurarea populației cu resurse energetice. În același timp, sectorul industrial din Transnistria ar fi primit o lovitură drastică în urma deciziilor aprobate, ori uzina metalurgică și cea de ciment de la Râbnița și-ar fi sistat activitatea din cauza deficitului de gaz. Informațiile în acest sens au fost oferite de către ministrul nerecunoscut al economiei de la Tiraspol, Serghei Obolonic, într-un comentariu pentru presa locală. Amintim că premierul Natalia Gavrilița a declarat recent că în condițiile sistării activității centralei de la Cuciurgan, autoritățile ar analiza posibilitatea de a face livrări de energie din dreapta Nistrului spre stânga Nistrului. Totodată, oficialul a mai dat asigurări că Moldova, în cazul deconectării de la centrala de la Cuciurgan, nu va rămâne fără electricitate. O amplă acțiune de salubrizare a teritoriului din capitală va fi organizată de către primăria municipiului Chișinău. Anunțul în acest sens a fost făcut de edilul Ion Ceban, care a ținut să precizeze că acțiunile vor avea loc sâmbătă 22 octombrie în intervalul orelor 9-12. Potrivit lui, pe mai multe adrese din sectoarele capitalei de către serviciile municipale de profil, preturile de sector în comun cu Uniunea Națională a Studenților și Tineretului din Moldova și voluntari vor fi desfășurate acțiuni de salubrizare a parcurilor, scoarurilor, aleilor, inclusiv a teritoriilor de la instituțiile de învățământ. În acest sens, Primăria Chișinău a lansat un apel către locuitorii capitalei, precum și către asociațiile obștești, gestionarii fondului locativ, agenții economici, să participe la salubrizare din curțile blocurilor în care locuiesc, a clădirilor pe care le dețin sau în care își desfășoară activitatea pentru a îmbunătăți aspectul orașului. Sfârșitul de săptămână debutează cu vreme puțin mai caldă decât cea înregistrată în ultimele zile, precum și stabilă atmosferic, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care în context menționează că în următoarele zile maxima va urca până la plus 19 grade. Sâmbătă, mai spun sinopticienii, cerul va fi în cea mai mare parte a zilei parțial senin, iar vântul va bate slab și moderat cu posibile intensificări. Totuși, în primele ore ale dimineții și mai ales în partea de nord a țării, mercurul din termometri va coborî sub 0 grade. Acest fenomen meteo s-ar putea înregistra și în celelalte zone ale țării, dar numai pe aree restrânse. Ce ține de valorile termice care se vor înregistra pe 22 octombrie, la nord acestea vor urca până la plus 15 grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 16 grade, iar în partea de sud a țării mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de plus 17 grade Celsius. Noaptea minima va oscila între plus 2 și plus 7 grade. Duminică și luni, vremea de afară se va încălzi puțin. Totuși, pe cer vor apărea și câțiva nori groși care vor aduce cu ei și câteva precipitații de scurtă durată. Acestea însă vor cădea doar pe arii restrânse. Vântul va bate moderat, cu intensificări seara și dimineața. Ce este important sportul în viața noastră, cum să-l practicăm corect și cum să obținem rezultate remarcabile, aflăm în această ediție de la campioana mondială la kickboxing, Nadejda Cancer. Noi putem să începem kickboxing a practica la orice vârstă, dar dacă doriți să faceți sport performanță, mai întâi începem cu notul, gimnastica și după care, dacă aveți dorință să fiți săptători, începeți la kickboxing. Pentru că avem pas de 5 kg, pas de 6 când am început sportul. Și îmi spune că la cântar se trebuie să te încalzi niște crasofi și așa, am luat de haine mai groasca, că nu este așa categorie. Măcar pas de 8, pas de 6 și am luat. Era călduț, am tăjat pulover și așa, niște încălțimi mai mari. Eu n-am zis niciodată. Eram un singur sac și lucram acolo, până venim acasă, nici picioare vinite. Mama, iar, asta va da, te ascundeți, că ești azi. Eu ne aduc aminte că mă ascundem, am tot timpul bar, am blugi, că să nu mă vadă. Și cum ai reușit să-i convingi pe părinți să-și lase copiii la acest sport, atât fetele cât și băieții, că e un sport așa mai periculos? Știți, sunt copii care zic, dar eu vreau să vin la sală, dar nu vreau să mă lupt, vin pur și simplu să privesc. Și văd că noi nu ne luptăm, nu curge sânge aici, până la sânge mai este mult. Sigur că am niște dorințe și niște planuri, dar vreau mai bine să nu vorbesc, vreau să fac. Pentru că vorbele de multe ori
poate să fie egal cu zero. Mai bine fapt, asta este. Nu ratați emisiunea Născut în Moldova, realizată de Viorel Furculiță, duminică, ora 15, la Agro TV și live pe pagina de Facebook Agro TV Moldova. Perioada concediilor s-a încheiat, dar problemele moldovenilor au rămas aceleași. Nu este în puterea noastră să le rezolvăm, dar încercăm să le găsim soluții împreună cu invitații noștri. Din septembrie începem un nou sezon, Actualitatea la Raport. Urmăriți-ne în fiecare zi de luni, ora 19:30, la Agro TV și live pe pagina de Facebook Agro TV Moldova. Moldovene se apreciază în raport cu dolarul american, moneda euro și leul românesc. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămâne schimbate. Astfel, pentru 24 octombrie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 39 de bani pentru un dolar, cu 2 bani mai puțin decât vineri. Moneda euro scade cu 3 bani și va costa 19 lei. Hrivna ucraineană va valora 52 de bani. Leul românesc se depreciază cu 1 ban și va costa 3 lei și 85 de bani. Rubla rusească rămâne aceeași, 31 de bani.